Bună ziua! Urez bun venit echipei Exclusiv TV împreună cu domnul Ungureanu, un prieten al comunei Guravăi. Urez un bun venit și cetățenilor comunei Guravăi, cărora va fi adresat acest mesaj. Sunt Mihalcea Valerică, primarul comunei Guravăi, din luna iunie 22-2012. Sunt primarul comunei Guravăi și mă simt onorat că ocup această funcție alături și pentru cetățenii comunei Guravăi. Guravăi, o comună cu 5.065 de locuitori, situată pe malul stâng al Trotușului. O comună de oameni harnici, o comună de oameni gospodari. De-a lungul timpului, comuna Guravăi a dat oameni pregătiți, oameni de nădejde pentru țara noastră. De la preluarea mandatului am plecat cu un vis, o speranță și un crez. Visul, speranța, începe să prindă conturi. Încă din primele zile ale mandatului meu, am pornit la refacerea primăriei, sediului primăriei. O primărie modernă, așa cum am visat-o, o primărie în care cu drag să primesc toți cetățenii comunei care vin cu probleme și toți musafirii care vin la noi în comună. Am reușit acest lucru și, sincer vă spun, astăzi, cu mult drag, pot întâmpina musafiri din alte localități și nu-mi este rușine. Alte proiecte și obiective pe care le-am avut, fiind o comună încercată de necazuri și greutăți. Partea de sus a satului fuge terenul. Partea de jos, limitrofă râului Trotuș, a fost inundată de două ori prin ruperea barajului Belci în 1991 și în 2005 în valul de inundații care a afectat grav partea de jos a satului Guravăi. De atunci mi-am propus să încep să mișc ceva, să le dau oamenilor speranța. Încet, încet, am reușit și voi continua cu același spirit de sacrificiu și de abnegație. Am reușit în acești 3 ani și jumătate să construiesc 1 kilometru de dig în zona în care a intrat apa în sat. Cel puțin 70-80 de familii astăzi sunt protejate în caz de mai vin viituri pe râul Trotuș. Încă înainte de a fi primar, drumul județean 119 era o catastrofă. Era un drum care arăta ca după bombardamentele de la Hiroshima. Mi-am propus să nu pierd nicio clipă în a face demersurile necesare și chiar le-am și făcut. Am strâns 850 de semnături cu poze la drum, cu plângerile oamenilor și am trimis Guvernul României, Senatul României, prim-ministru Victor Ponta, domnului fost președinte Traian Băsescu, Ministerului Dezvoltării, Consiliul Județean și prefectului județului Bacău. Aceste demersuri a avut efect și au spus cuvântul prin alocarea de fonduri în anul 2014 și în primăvara lui 2015 pentru terminarea drumului județean 119. Este o mare pomană, o mare realizare pentru cetățenii comunei Guravăi și în special pentru cei din Dumbrava, Capăta, Temelia, care făceau
naveta și un drum îndus până la Dumbrava. Trebuiau alocate cel puțin o oră, o oră și 10 minute, o oră, 20 de minute, care pur și simplu înnebuneau pe oameni. Plecau copiii la liceu spre Onești, cu o cămașă albă, iar când coborau, coborau ca dintr-o carieră de piatră. Am reușit cu eforturile, chiar și ale Consiliului Județean, dar prin fonduri alocate de la Ministerul Dezvoltării, să facem acest drum și cred că acest lucru va pune amprenta pe viața cetățenilor comunei noastre. Am primit în preluarea mandatului cereri pentru electrificare partea de jos a satului Temelia și Păltinata. Făcând economii la iluminat public, am reușit și am strâns fondurile necesare pentru a alimenta cu energie electrică partea de jos a Temeliei și efectiv partea de jos a satului Păltinata prin montarea transformatorului, și în felul acesta în jur de 80 de familii din cele două sate au reușit să aibă curent electric în casă. Alte proiecte la care am subscris, cărora le-am acordat atenție, alimentare cu apă, Guravăi și Pătrășcani. Menționez că proiectul care este în stadiu de finisaj la ora actuală cuprinde și Dumbrava, și Temelia, și Capăta, și Păltinata, și Motocești. Efectiv, toate satele sunt cuprinse în acest program și programarea este ca până în 2018 toate satele din comuna Guravăi să beneficieze de alimentare cu apă, canalizare și drumuri locale și comunale. Avem pentru acest lucru proiectele făcute și pentru celelalte sate avem condițiile necesare pentru ca în anul 2016 să primim fondurile pentru a demara lucrările și în acele sate. Am început două proiecte europene, o modernă bază sportivă lângă școala gimnazială numărul 1 Guravăi, în spatele primăriei Guravăi. Consider că finalul acestui proiect se regăsește în ceea ce fiecare cetățean poate vedea, o bază sportivă modernă în care tinerii pot să-și desfășoare recreativ orele de sport și pot practica un sport pentru a-și îmbunătăți activitatea, viața, sănătatea și bunăstarea. Un alt proiect derulat tot prin Galvalea Trotușului este asfaltarea drumului comunal 111D. Doar 430 de metri. Atât au fost banii, 68.000 de euro. Este o lucrare în stadiu final. Zilele acestea vom avea inspecția de stat în construcții pentru recepție finală și pentru demararea dosarului de plată, care sperăm să fie încheiat la finalul anului pentru a primi finanțarea necesară. De-a lungul acestor 3 ani de zile, tot colectivul primăriei a încercat să rezolve toate problemele cetățenilor. Și nu au fost puține. Cu bune, cu rele, toți salariații primăriei au fost alături de cetățeni. Astăzi, la primărie, poate veni să ia în câteva minute, fiecare cetățean, în limita și în spiritul legii, este rezolvat și ajutat. Ne-am îndreptat și spre îmbunătățirea vieții culturale și spirituale a tuturor cetățenilor. Ne-am îndreptat și spre latura materială a acestora.
Am încercat să cuprindem în programul de ajutor social toți cetățenii care aveau dreptul, conform legii, toți cetățenii care nu aveau un mijloc de trai și de subzistență. Cu ajutorul lor am contribuit la înfrumusețarea comunei și menționez chiar că fața comunei și datorită acestor oameni s-a îmbunătățit simțitor și parcurgând toate colțurile din comună, toate ulițele și drumurile, ne dăm seama că, într-adevăr, s-a schimbat ceva. La ora actuală, comuna Gurabăi este un șantier continuu. Se muncește intens la alimentare cu apă Gurabăi Pătrășcani. Se muncește intens în satul Capăta, unde ne balastăm cu sort granulație măruntă ulițele pentru ca toți copiii să poată merge la școală în condiții civilizate. În satul Păltinată avem o lucrare grea, o lucrare care necesită și eforturi și fonduri financiare pentru a regulariza drumul care străbate pârâul Păltinății prin casa parohială. Acolo jumătate din lucrare deja am terminat-o și sper să ne ajute Dumnezeu ca să și vremea ca să putem termina și a doua trecere prin apă. În felul ăsta satul Păltinată nu va mai fi rupt în două. De fiecare dată când ploua sau ningea, partea de jos și cea de sus a satului se rupeau în două, fiecare nu mai putem să treacă dintr-o parte în cealaltă. Și acest lucru sper să-și aducă aportul la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din acea zonă. În temelia am luat toate ulețile și le-am balastat. Am regularizat praiele care mărgineau și care veneau de pe versanții de sus. Astăzi, acele ulițe arată altfel. În Capăta, unde ani de zile sau de zeci de ani nimeni nu s-a gândit la cetățenii din partea din extrem a satului, noi am mers și am balastat cu balast de pe malul râului Trotuș din pârâul Zăvoi, am compactat, am profilat acele drumuri astfel că astăzi se poate circula în condiții civilizate. În Dumbrava am procedat la fel, în Păltinata am menționat fiecare uliță, am procedat exact ca și în Capăta, ca și în celelalte sat. În Motocești am făcut drumul la intrare în satul Motocești până la biserică. Era un drum care întotdeauna ne-a creat probleme și permanent, când erau ploi sau ningea, aveam necazuri cu transportul elevilor la școală. Astăzi, cu siguranță, situația se prezintă altfel. În Gurabăi aș mai menționa, nici o casă, și asta se face referire la întreaga comună, toate satele, nici o casă nu este în afara circuitului normal și civilizat. Sperăm ca în perioada următoare, după ce vom face alimentarea cu apă și canalizarea, să reușim să asfaltăm acele drumuri comunale și locale. Asta depinde și de bugetul României și de fondurile pe care noi le vom accesa de la Ministerul Dezvoltării. Un lucru important pentru comuna noastră este acela că factorul politic își pune mai puțin amprenta asupra vieții economice a unei comune. Efectiv, primim începând din acest an fonduri direct de la Ministerul Finanțelor Publice. Iar pentru proiecte europene de anvergură, primarul comunei Gurabăi, prin factorii de răspundere, ne adresăm direct Ministerul Dezvoltării pentru a primi acele fonduri. La alimentare cu apă,
în 21.04.2015, de la Consiliul Județean am adresa în birou, nu am primit niciun ban pentru alimentare cu apă, gura voie. În câteva zile am prezentat proiectul la Ministerul Dezvoltării și am primit aproximativ $1.000.000. Este un pas important, este o bucurie imensă pentru cetățenii comunei pe care eu o conduc. Când vorbim de om, când vorbim de comuna în care eu am crescut, în care am copilărit și în care îmi desfășor activitatea, aș vorbesc cu mult drag. Mă gândesc la toți cetățenii comunei și încerc ca întotdeauna să fiu alături de ei, la bine și la greu. Pentru perioada care vine, proiecte importante, alimentare cu apă, Dumbrava, Capăta, Temelia, Păltinata, Motocești, canalizare în toate satele și asfaltarea drumurilor comunale. Un proiect important ar fi Căminul Cultural de la Dumbrava. Avem proiectul, avem toate actele necesare, așteptăm doar ca Ministerul Dezvoltării să deblocheze fonduri care se alocă pentru construirea noilor cămine culturale. În satul Motocești avem un proiect pentru un mic sediu administrativ în care medicul de familie, în care medicul veterinar să poată să desfășoare câteva ore activitatea și cu cetățenii acelei comunități, în care chiar noi să avem și o mică sală în care să ne întâlnim periodic cu cetățenii satului Motocești. Temelia. Avem un proiect început prin FRDS. O grădiniță multifuncțională, dar, din păcate, nu am mai primit fondurile din partea FRDS-ului din lipsă de finanțare. Este un mare eșec, era necesar, acolo este o comunitate care se menține compactă și nu vom abandona acel proiect. Vom fi permanent în prima linie la depunerea și urmărirea finanțării proiectului respectiv. Gura voie. Gura voie încercăm să creionăm și să definitivăm până în podul de lângă primărie digul. Am spus și o repet. Digul înseamnă siguranța zilei de mâine pentru toată vatra de jos a satului Guravăi. Înseamnă să ai protecție pentru bunurile și agoniseala de o viață. Acestor oameni li s-a luat acest drept de două ori, ba chiar și două persoane și-au pierdut viața. Tot în Guravăi am dorit să recondiționăm, să reabilităm toaletele și grupurile sanitare. Când spun Guravăi, mă refer la toate satele, ceea ce înseamnă în special Guravăi, Dumbrava și Temelia, școli la care, într-adevăr, se menține un nucleu de copii și au o strictă nevoie, necesitate pentru recondiționarea și aducerea la standardele necesare acestor instituții. Pe linie de proiecte europene, aș vrea să creionăm două părculețe, unul la Dumbrava și unul la Guravăi. Pe cât posibil, chiar dacă vor fi mai micuțe, vom încerca și în Temelia și în Păltinata și lângă sediu care îl avem noi programat să-l construim în Motocești, părculețe mai micuțe în care copiii, fiind și o comunitate puțin mai mică, copiii cât sunt, să
poate desfășura activitatea în timpul liber, într-un mediu și într-un climat de siguranță și sănătate. În contextul general, consider că în perioada în care eu mi-am desfășurat activitatea, primăria Guravăie a revenit acolo unde este locul, în rândul primăriilor fruntașe din județul Bacău. Ne străduim toți factorii de răspundere din cadrul primăriei, consilierii locali, să aducem în viața fiecărui cetățean un plus de prosperitate și de iertați-mi emoția, un plus de beneficiu. Consiliul Local al Comunei Guravăie și-a desfășurat în condiții normale activitatea. Pot spune că chiar la niciuna din solicitările făcute de primarul Comunei Guravăie, de necesitățile Comunei Guravăie, și vă spun sincer că de multe ori au fost nevoiți să vină la sediul primăriei pentru a ne întruni în ședințe de consiliu ordinare și extraordinare și de 2-3 ori pe săptămână pentru a aproba sume de bani pentru finanțări europene, pentru a aproba salarii la profesori, la persoane cu grav de handicap, la persoane pentru care sunt cuprinse la legea 416, la ajutor social. Pot spune că toți consilierii au răspuns prezent. Sper cu toată convingerea că Dumnezeu și-a întors fața către cetățenii Comunei Guravăie și către Comuna Guravăie. Astăzi, mie personal, nu mai este rușine să spun că sunt cetățean al Comunei Guravăie. În prisma apropierii sărbătorilor de iarnă. Și aici aș face o paranteză, țin să mulțumesc consilierilor locali care mi-au sprijinit un proiect de suflet. Eram copil și poate nu aveam o ciocolată de sărbători. Și am spus că un lucru enorm de benefic ar fi ca pentru fiecare copil din Guravăie să dăm de Sfântul Nicolae un pachetel. Acest proiect a fost aprobat de către consilierii din Consiliul Local al Consiliului Local și s-a concretizat de Sfântul Nicolae în pachetele duse tuturor copiilor din comună. Și sincer vă spun, cu emoție chiar, am fost plăcut impresionat la bucuria acelor mici copii care poate acasă nu aveau posibilitatea să aibă accesul la o portocală, o banană sau o pungă de chipsuri sau pufulet. Pentru sărbătorile de iarnă avem programate sumele de bani necesare pentru primirea după tradiții a colindătorilor, a cailor, caprelor și a tuturor celor copii, adulți, maturi, care binevoiesc să păstreze tradiția și să ne viziteze la căminul cultural. Toate serile de Crăciun avem aprobare din partea Consiliului Local, inclusiv seara de Sfântul Vasile, pe data de 1, avem o formație care va susține un program cultural în așa fel încât, măcar la trecerea între ani, cetățenii Comunei Guravăie, cu toți copiii plecați în străinătate, care de obicei de sărbători se reîntorc în sânul familiei, se întorc în comună pentru a petrece sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou, avem deci aceste activități aprobate și am făcut demersurile necesare, am încheiat contractul cu formația care va ține
acel program pentru aceste seri. Sper ca anul care vine Dumnezeu să-și mențină fața către noi și să ne ajute să ne îndeplinim proiectele propuse. Sper din toată inima ca pe mandatul meu, în urma mea, oamenii să spună măcar atât. A fost într-adevăr un om harnic, a fost un om cu bun simț, care și-a iubit comuna și oamenii din comuna lui. Ce pot să vă spun, dragii mei cetățeni, decât că vă doresc tot binele din lume, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, vă doresc un an mai bun. Vă doresc împlinirea viselor și speranțelor dumneavoastră. Și tot mai cred că speranța moare ultima. Eu, din toată inima, vă doresc un an mai bun, la mulți ani, 2016. Cu multă dragoste al dumneavoastră primar, Valerică Mihalcea.